1932. Kurt Hilscher fotografiază sudul României. Câteva case oltenești îi atrag în mod special atenția. La Voinești, Călimănești, Curtișoara, Robești, Burilă și Drăgoeni. Conștient că zilele caselor tradiționale sunt numărate, el se bucură de fiecare dată când întâlnește una frumoasă și o imortalizează pentru eternitate. Tot în sudul României, pe urmele distinsului fotograf. Cu inima strânsă căutăm locurile pe unde Kurt Hilscher a trecut. Niciuna din frumoasele lui case nu mai trăiește astăzi. Și totuși, în 1968, statul român, conștient că viitorul nu-l va ierta dacă nu salvează trecutul, hotărăște să instituie muzee ale tradiției țărănești și să cumpere de la țărani cele mai vechi și mai frumoase case, demontându-le și reconstruindu-le în muzee etnografice. Se naște astfel, în inima Gorjului, un muzeu pe care Kurt Hilscher ar fi fost încântat să-l viziteze. Muzeul satului de la Curtișoara. Case oltenești, la fel de frumoase ca și cele fotografiate în 1932, sunt astăzi păstrate și conservate într-un mic rai al istoriei țăranului român. Piese inestimabile sunt astăzi salvate și restaurate. Sufletul țăranului român are unde să se odihnească. În clișeele fiecărui vizitator care își dă osteneala să viziteze muzeul etnografic de la Curtișoara și să facă o poză sau două, o fărâmă din visul lui Kurt Hilscher trăiește. Thank you.